Liga a patra, Mehedinți, se încheie la finalul acestei săptămâni, odată cu disputarea etapei a 10-a din play-off. Virtual campioană, Recolta Dâncău joacă sâmbătă de la ora 18 la Șimian cu Banturii Cerneți, în timp ce ocupanta locului secund ASE Turnul Severin întâlnește de la aceeași oră Victoria Vânjumare pe stadionul Termo. În ultimul meci al rundei, Viitorul Cujmir și Viitorul Severin joacă duminică de la ora 11. Pentru a mai prinde ultima treaptă a podiumului, echipa din Vânjumare are nevoie de victorie pe stadionul Termo și speră într-un succes în fața actualei ocupante a locului al treilea, Banturii Cerneți.